Scandalul a avut loc între tată, fiu și un cumpărător aflat în zona de comercializare a florilor din piața mică. Cei doi au intrat în atenția unui echipaj de poliție locală aflat în patrulare, iar cel care a provocat scandalul a fugit atunci când a văzut că polițiștii locali se îndreaptă spre el. Dacă tatăl recalcitrant a fost prins repede de polițiștii locali, tânărul le-a dat de furcă acestora. A fost nevoie de imobilizarea și încătușarea lui pentru a fi ulterior condus la sediul poliției locale a municipiului Târgu Jiu pentru legitimare. După aceea, cei doi au fost predați Inspectoratului Județean de Poliție în vederea continuării cercetărilor.